Iată titlurile acestei ediții. Accident de groază la Căușeni. 3 persoane au decedat, iar una a ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat. Totul s-a produs din cauza vitezei excesive în condiții de ceață. În capitală a plouat cu accidente rutiere. Zeci de mașini avariate blochează traficul în toate sectoarele din oraș. Medic legist suspectat de poliție de comercializare ilegală a armelor și munițiilor. Ce au găsit oamenii legii la el în locuință, aflați în ediție. 4 bărbați originari din Raionul Hâncești sunt cercetați penal suspectați de furturi din locuințe. În ultimele 2 luni ar fi comis 7 furturi din locuințe numai în Raionul Strășeni. Accident de groază la Căușeni. 2 tineri de 19 și 32 de ani, dar și o tânără de 27 de ani au decedat, iar un bărbat a ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat violent. Impactul s-a produs în dimineața de 17 octombrie în jurul orei 8 la intrarea în orașul Căușeni dinspre satul Grigorievca. Potrivit polițiștilor, tragedia s-a produs după ce șoferul de 32 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Prin urmare s-a tamponat cu celălalt automobil în care se aflau bărbatul de 48 de ani și fiul lui de 19 ani, care circula regulamentar. Automobilul de model Peugeot, condus de un bărbat de 32 de ani, deplasându-se spre direcția orașului Căușeni, la ieșire din curbă periculoasă, a intrat în coleziune cu autoturismul de model Opel Zafira, condus de un tânăr de 19 ani, care se deplasa în pantă spre direcția satului Grigorievca. În urma impactului, ambii șoferi și pasagera din Peugeot, o femeie de 27 de ani, au decedat pe loc. Iar pasagerul din Opel Zafira, un bărbat de 48 de ani, a fost transportat la Spitalul Raional Căușeni cu diverse traumatisme. Una dintre cauzele preliminare a producerii impactului constatate de oamenii legii ar fi viteza excesivă în condiții de vizibilitate redusă și carosabil umed. Circumstanțele se stabilesc. În contextul ceții dense care a cuprins întreaga țară, poliție recomandă șoferilor să se deplaseze cu viteză redusă și să conecteze luminile de întâlnire și cele anticeață ale autovehiculelor. Totodată, pietonii, bicicliștii și căruțașii sunt îndemnați să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent reflectorizante. Nici capitala n-a scăpat de accidente. Ceața densă a transformat străzile orașului într-o parcare imensă de mașini accidentate. Unul dintre cazuri s-a produs pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica. 4 autoturisme s-au tamponat în lanț. Potrivit martorilor de la fața locului, care au filmat totul cu telefoanele mobile, cel mai probabil primul șofer ar fi frânat brusc, iar ceilalți, din cauza nerespectării distanței, s-ar fi tamponat unul în celălalt. Un impact asemănător s-a produs chiar în inima capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, aproape de Arcul de Triumf. Și în acest caz, cel mai probabil distanța dintre vehicule a jucat rolul decisiv. Tot în centrul capitalei, într-o cotitură lângă gară, s-au ciocnit 2 mașini de lux. Într-un alt caz, un camion s-a ciocnit violent cu un automobil. S-a întâmplat dis de dimineață pe strada Vadului Vodă din sectorul Ciocana. Tot la Ciocana, pe strada Meșterul Manole, alte 2 autoturisme nu au putut împărți carosabilul. Preliminar, toate accidentele de circulație s-au soldat numai cu pagube materiale. Totuși, acestea au dat bătăi de cap nu numai șoferilor implicați, dar și celor care se deplasau prin preajmă, întrucât s-au pomenit în ambuteiaje imense. Polițiștii de la secția accidente rutiere urmează să documenteze toate cazurile, iar cei care vor fi găsiți vinovați riscă amenzi de până la 1500 de lei, dar și câte 6 puncte de penalizare. Un bărbat în vârstă de 59 de ani, care activa în calitate de medic legist, este cercetat penal. Medicul este suspectat că vindea ilegal arme și muniții, dar și că ar fi distrus mai multe documente care reflectau activitatea de serviciu. Suspectul a fost documentat de către forțele de ordine pe parcursul a 4 luni de zile. Polițiștii au descins cu mai multe percheziții la domiciliul, la automobilul și biroul de serviciu al bărbatului. Acasă, la medic, oamenii legii ar fi depistat și ridicat documente din arhiva subdiviziunii în care activa. Totodată au ridicat și 2 pistoale, 2 arme de vânătoare, 7 încărcătoare de tip Kalashnikov, peste 500 de cartușe de luptă, 6 grenade de mână și una de tip F1. Toate obiectele explozibile și armele au fost expediate la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare pentru expertize și stabilirea caracteristicilor. Potrivit procurorilor, atât armele cât și munițiile depistate erau deținute ilegal de către medicul legist. Acum medicul este cercetat în libertate. Dacă expertiza va demonstra că armele și munițiile pot fi utilizate conform destinației, medicul riscă să fie cercetat penal pentru păstrarea, procurarea sau comercializarea ilegală
armelor și munițiilor, totodată dacă se va demonstra complicitatea acestuia la distrugerea mai multor acte de reflectare a activității de serviciu, el riscă amendă de până la 32.500 de lei, dar și până la 2 ani de pușcărie. Iar pentru păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, bărbatul va fi pedepsit cu amendă de până la 47.500 de lei sau cu până la 3 ani de pușcărie. Cercetările continuă. Forțele de ordine urmează să stabilească dacă există și alte persoane implicate în caz. 4 bărbați cu vârstele cuprinse între 19 și 25 de ani, originari din raionul Hâncești, sunt cercetați penal suspectați de furturi din locuințe. Polițiștii au stabilit că în ultimele 2 luni suspecții au comis 7 furturi din locuințe numai în raionul Strășeni. Prejudiciul cauzat victimelor depășește 150.000 de lei. În data de 16 octombrie, polițiștii din Strășeni și Hâncești, ajutați de mascații de la Fulger, au descins în locuințele suspecților. Câte persoane sunteți în casă? 3 și o fată. 3? Fata, băieți, la Hâncești. Este. Câte de casă, voi? 4 sunteți. Bărbații sunt suspectați că ar fi săvârșit infracțiuni similare și în raioanele Hâncești și Ialoveni. Ultimul caz a avut loc în satul Căpriana, unde suspecții au sustras 1.500 de euro și un card cu 10.000 de lei în cont. Hoții acționau pe timp de zi prin efracție, forțând geamurile sau ușile din termopan când proprietarii nu erau acasă, de unde furau aur și bani. În urma perchezițiilor efectuate în casă, oamenii legii au depistat bani și droguri. Înseamnă că bancnote. Sătăli, eu nici nu spun cum sătăli. Liniștești. Ghinic nu a venit de la Dubai. 500. 3. 100. 200. 300. 360. Și 5. Totodată au mai găsit și muniții deținute ilegal, bunuri sustrase din locuințe, dar și obiecte care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunilor. Bărbații care au mai fost judecați pentru infracțiuni similare sunt cercetați în libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă amenzi de până la 67.500 de lei sau și-ar putea petrece următorii 4 ani în spatele gratiilor. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili eventuali complici, dar și dacă ar mai fi implicați și în alte furturi din locuințe. Panică într-un cartier rezidențial din orașul Bălți după ce una dintre case ar fi luat foc. Totul s-ar fi întâmplat în seara de 16 octombrie în jurul orei 19. Incendiul ar fi zbucnit într-o casă de pe strada Lev Tolstoi. Speriați de cele întâmplate, proprietarii locuinței au alertat pompierii. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Daria Neceaeva, a declarat că la fața locului au intervenit pompierii cu 3 autospeciale de intervenție. În imaginile făcute la fața locului, salvatorii au fost surprinși în plină acțiune. În timp ce pompierii mânuiau furtunul pentru a stinge flăcările, proprietarii, dar și locatarii din casele vecine au ieșit afară până la stingerea focului. La scurt timp, pompierii au reușit să stingă flăcările. Din păcate, însă, focul a distrus 3 odăi ale casei. Acestea au ars cu bunuri cu tot. Totodată, au avut de suferit circa 10% din acoperișul imobilului. La fața locului a intervenit un echipaj medical. Din fericire, proprietarii imobilului nu au avut de suferit. Locatarii unde a avut loc incendiul le-ar fi declarat pompierilor că focul ar fi pornit în urma unei defecțiuni la sobă sau a unui scurt circuit. În prezent, specialiștii stabilesc cauza și circumstanțele producerii incendiului. Își făceau bani de buzunar furând din scările blocurilor locative din Chișinău. Este isprava a 3 minori suspectați de mai multe furturi care au avut loc în sectorul Botanica în perioada septembrie-octombrie. Polițiștii au stabilit că minorii cu vârstele cuprinse între 15 și 17 ani furau atât noaptea cât și ziua. Băieții intrau în scările blocurilor, inspectau etajele, iar unde vedeau vreo bicicletă sau trotinetă lăsată fără supraveghere, puneau mâna pe ea și se făceau nevăzuți. Totodată, aceștia ar fi furat și hainele oamenilor lăsate la uscat la balcoanele comune. Pe durata așa numitei activități, cei trei s-ar fi ales cu bunuri în valoare de peste 26.000 de lei. Audiați, cei trei și-ar fi recunoscut vina și le-ar fi declarat anchetatorilor că tot ceea ce furau duceau la un lombard unde primeau bani pentru fiecare bun adus. Datorită acestei informații, polițiștii au reușit să recupereze o parte din obiectele furate. Unele lucruri au fost găsite la lombard atunci când oamenii legii i-au trecut pragul. Prin urmare, unele biciclete și trotinete au fost returnate proprietarilor. Până acum a fost demonstrată complicitatea celor trei în cel puțin 4 cazuri de furt. În contextul vârstei fragede, băieții sunt cercetați în stare de libertate. Dacă vina le va fi demonstrată, minorii riscă amenzi de până la 67.000 de lei sau detenție de până la 4 ani. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un motociclist a fost accidentat de o mașină în cartierul Telecentru.
s-a întâmplat în dimineața de 17 octombrie în jurul orei 8 pe strada Grenoble. Imaginile au fost surprinse de un martor ocular și postate pe un grup destinat șoferilor de pe o rețea de socializare. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia Stati, a declarat că în urma accidentului produs între motocicletă și automobil, motociclistul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma impactului, bărbatul a fost transportat la spital. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Din cauza impactului, în zona s-au format ambuteiaje și s-a circulat dificil aproape o oră. Un șofer care, prin intermediul persoanelor cu funcție de răspundere de la registru, ar fi obținut ilegal permis de conducere, a fost condamnat. Potrivit procurorilor, conducătorul auto ar fi căutat persoanele care i-au facilitat obținerea ilegală a categoriei pentru care nu a învățat și nu a susținut examene, dar și a plătit pentru acesta. Acesta și-ar fi recunoscut vina în întregime și a cerut judecarea cauzei fără alte probe decât cele deja prezentate de procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Judecătoria Chișinău, cu sediul la Buiucani, a confirmat pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 27.500 de lei. În ceea ce privește participarea la această ilegalitate a altor persoane, procurorii investighează acțiunile de abuz în serviciu într-o cauză separată care urmează să fie expediată în judecată. Plouă cu accidente în stânga Nistrului. În raionul Slobozia, un locuitor al satului Cioburciu a derapat cu mașina de pe traseu și a ajuns într-un copac de la marginea drumului după ce a leșinat la volan. Totul s-ar fi întâmplat în după-amiaza de 15 octombrie în jurul orei 12. Șoferul și soția sa de 45 și respectiv 41 de ani mergeau spre Tiraspol, însă nu au mai ajuns. Impactul a fost unul violent. În rezultatul loviturii, autoturismul a fost grav avariat, iar bărbatul a ajuns la spital. Șoferul s-a lovit la cap și în regiunea cutiei toracice. Din fericire, pasagera s-a ales doar cu o sperietură. În momentul coliziunii, ambii erau cuplați cu centurile de siguranță. Ulterior, miliția a constatat că în timp ce era la volan, bărbatul s-ar fi simțit rău și ar fi leșinat. Iar câteva ore mai târziu, la Tiraspol, un tânăr de 27 de ani a nimerit sub roțile unei mașini. Bărbatul ar fi traversat strada neregulamentar pe un drum neiluminat. Potrivit miliției, pietonul ar fi fost băut în timpul impactului. Acesta s-a ales cu diverse traumatisme. Cazul este investigat de miliție. Shopping quiz penal în capitală. O femeie a fost surprinsă de camerele de supraveghere cum alege mai multe haine și perechi de încălțăminte dintr-un magazin, iar apoi iese fără ca să le achite. Totul s-a întâmplat în data de 28 mai într-un magazin de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Când și-au dat seama că femeia i-a dus de nas, angajații magazinului au sunat la poliție și au declarat că așa numita cumpărătoare a reușit să fure articole vestimentare de 1500 de lei. De atunci, oamenii legii încearcă să o găsească pe femeie, însă până la moment fără rezultat. În acest context, poliția roagă persoanele care au recunoscut-o pe femeia din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificată, pe numele ei va fi pornit un dosar penal pentru furt, care prevede o amendă de până la 67.500 de lei sau detenție de până la 4 ani. Forțele de ordine garantează confidențialitatea surselor de informare. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.